Bună dimineața! Bună dimi! Și bine v-am găsit la un nou vlog! Suntem în mașină, în Dristor. Și facem o nouă excursie. Zi-te, unde mergem acum? Turcia! Mai punem o țară. Da, e ceasul acum 7 dimineața și o să mergem în Istanbul în prima fază și după aia o să... Mai ne plimbăm prin tot ce vedem pe unde ajunge. Da, acum trebuie să mergem la Lidl să ne luăm apă și un sandwich. Da, să avem pe drum și după aia cred că o să mai filmăm puțin pe drum, dar după aia în Istanbul ar trebui să ajungem diseară. Vedem. Pa! Da. Turcia. Dar nu mai știu ce e asta, e a patra barieră aici. Cum e aerul de Turkey? E miroase a șaormă. Nu miroase, dar... Hai să vedem aici ce ne mai e trebuit. Welcome to Turkey! Thank you.
Doamne, cum vreau să trec prin să poluare, să știi. Mm. Bine, poate da. E zona turistă. Eu turist. Aici. Aha. V-am găsit din cazarea din Turcia. Am ajuns în Turcia și suntem aici la cazare. Ia să filmăm și camera. Avem așa holul de aici. E budget room. Mamă, dar arată super ca lumea. Baia, hai să filmez pe white ca să se vadă așa. Ia uite ce duș frumos. Asta, wow, ce chiar e frumos. Mamă, și patul. Și ai, wow, ce televizor avem aici, uite. Mamă. Ia, hai să filmez și la n-avem balcon. O, mamă, ce e aici? Gunoi și din asta. Mamă. Ah, vreau să văd dacă aveam pe partea cu strada, că i-am lăsat cheia la mașină. Așa, deci cheia e la mașină, am lăsat-o la valet. Și o să... Da, ne-a adus și bagaj, ne-a ajutat și acum o să ducă mașina, cred că în parcarea asta de lângă hotelul unde găsisem și eu. Dar, da, interesant, sper să aibă grijă de mașină să nu, să nu o atingă sau ceva. Oricum, sigur are asigurare pe hotel dacă o zgârie sau ceva. Și sper că am luat tot din mașină. Cred că am luat tot. Hai, că avem bagajele toate. Da. Ah. Da, cred că o să fac duș, că să transpirăm și ieșim deja, nu? Da. Filmăm și cadrul din lift aici. Gătit. Cam micuț liftul. Da, da, da. Zero. Noi n-am fi încăput cu toate bagajele aici. Asta e liftul mai mic sau e mai... Ăla mai... Cred că ești. Gata, ieșim afară acum. Ne vedem de afară. Da, 21 de grade, e destul de ok. Fiți atenți la scările astea de aici, da, pe care o să le urcăm. Mamă, wow, da. Exact, dacă te uiți aici, nu-ți dai seama, dar... Inclinație cât e? Da, de... Nu știu, dar uite cum a parcat ăsta aici. Mamă, cum e? De ce? Wow! Deci e super înclinație. Ia, poate se cunoaște de la mașina asta, așa. Nu, cred.
No. Nu se vede niciodată. Da. Wow. Ce frumos e pe aici. Uite ce frumos. Avem în spate panta pe care am urcat-o. Și aici scările astea. Băgăm. Deci ne plimbăm acum pe străduțe din astea cu cafenele și urcăm la deal. Deci e plin de cafenele. Da. Da. Foarte frumos arată. Ce zice, Vidovi? Cum ți se pare prima impresie despre Istanbul? Așa, adică nu te deranjează să arată de mine. Da, ia. Uite să vedem. Uite ce e în față, e plin. Mamă, să intrăm în nebunia aia. Maxim. Ne plimbăm tot pe strada aglomerată. Ia uitați ce e aici. Deci e plin. Păi, s-a speriat nenea asta de mine, că vlogăiam. Vlogăream. Mamă, dar cum e în față, de ce stați să vedeți? Mamă, ce e în față. O, intrăm în aglomerație. O fi COVID, o fi COVID pe acolo? Mamă, ce e. Aici aș vrea. Vai, ce. Ia uitați cum merg ăștia cu câini aici, poliția. Mamă, e plin de poliție pe aici. Am luat un donor de aici, șmecherie. Să se rotească roata. Ia uite ce bine arată, Maxim. Ăla cred că e ăla. Bagă, bagă, bagă. Așa, să-l și încălzească la Maxim. Vorbește, nu vorbește. Haide să... Deci, yes. O, ia, gustă, eu vi dăvi să vedem prima reacție. Cum e, cum e? Îți place sau nu? A, mai ia o gură. Sau îți dau mai de la jumate. Hai să vedem cum e. Mm. Da, e bun. Așteptam usturoiul. Hai mai încoace. Nu știu dacă e genul ăla, dar... Da. Carnea e super, mm, super. Ai cu minaretul în spate, așa... Ce frumos! Ce-a îmi place să mănânc aici? Am venit la Istanbul. Deci cât a costat ăsta? 50, împărțit la 3, cât înseamnă. Vreo... 17 lei, cred că. Cam scumpișor, sigur se găsește mai ieftine, dar aici e zona asta foarte, da, foarte turistică și aici sigur sunt scumpe. Da. Ne-a ajuns și mâncarea, am venit la un restaurant iranian aici și avem așa, kebab de pui și de vită, niște orez cu șofran. Asta era ceva cu vinete. Da, nu știu ce. Vinete cu carne și cu... Hai că e măricică porția. Foarte sățioasă. Și o salată acolo, dar locația aici e super frumoasă, deci e frumoasă. Uite ce frumos e. Da. Super. Hai să vedem. Yes. E bună? Mm-hmm. Aromată? Ce gust are? Aha. Da, cu carne de vițel. Ah, da, da, da.
Eu abia aștept să gust orezul ăsta, că miroase super bine și normal, kebabul ăsta. E forță! Poftă bună! Gata, am ieșit iar pe strada principală. Mamă, și a, uitați aglomerația. Zici că e concert, stai că sară aia pe noi. Mamă, ce aglomerație pe aici. Deci, la restaurant a fost super bun prețul. A fost prețul de 310 Turkish lira din astea. Asta înseamnă 97 de lei am plătit. Super, super preț. Și bacșiș încă 10%, asta înseamnă 10 lei bacșiș. Și mâncarea de mai și multă. Deci am plătit 110 lei am plătit, da, pe toată chestia aia pe care mi-a adus-o la masă. Da, ia stai să filmezi și în față. Ia, ce nebunie aici. Să filmăm și aglomerația din spate. Da, deci e o grămadă de poliție pe aici. Să încercăm să îi filmăm așa. Stau acolo. Să nu vină după mine ăștia. Nu știu dacă e... după una, două. Mamă, nu știu dacă e ok sau nu, da? Nu cred că la câți turiști sunt pe aici, cred că e ok. Nebunie pe strada asta, nu știu cum se cheamă. E strada... Nu, mi-am făcut temele pentru că oricum vlogul nu e public. Așa că pot să vloguiesc așa în legea mea. Așa foarte cunoscută, dar noi nu o cunoaștem. Știi ce? E tare guai. Wow, deci aici e o super stradă. Ce? Mamă, ce cum? Ce merg ăștia? Uite și femeile. Sunt pe scutere. Ia uite ce skill are. La, dar noi pe unde mai mergem? Că pe aici nu putem. Ah, ok. Hai să vedem. Hai să vedem, poate ne rătăcim. Ne rătăcim pe lângă casă. Poate... M-am rătăcit eu în New York. Poate intrăm în curtea la un om pe aici. No. E un baie. Aha. Baie. Uite, pe aici veneau mașinile. Aici e o... Uite, Saban. Baie publică? Nu. Oh. Vezi? Chiar lângă noi. Stai să vezi cum o să se aud. Uite-te în sub. Ah, da. Nu-i frumos să filmăm la... Ia uite mașina noastră! Nu cred! Uite pe ce ne-am găsit noi aici! Ah, ba da!
Păi eu cer lui ăla. Eu cer lui ăla și îi zic să... Am ajuns acasă la cazare și uitați aici sus ce avem. E o terasă. Și se auzea și rugăciunea mai înainte. Dar nu se mai aude. Super. Bună dimineața. Bună. Și bine v-am găsit în a doua zi în Turcia, în Istanbul. Acum ne-am trezit și mergem la micul dejun să vedem ce ne-au pregătit turcii aici la hotel. Gata, am ieșit din casă să explorăm și fix aici lângă hotelul nostru e Galata Tower. Mergem spre Galata Tower acum, ne uităm pe acolo care e treaba și după aia o să mergem pe podul Galata și mergem către Sultan Ahmet, care e zona centrală din Istanbul. Maxim! Am ajuns și la Galata Tower, aproape aici. Măricel, așa. Cadru cu Galata Tower. Ca în Petra, așa. Vino, eu video. Partea asta la... Să ne filmăm cu Galata Tower aici. Punem mâna pe Galata Tower, ba. Am ajuns și aici. Uite ce frumos. Eu mi-am luat sandale. Da, dar ce frumoasă e zona asta, numai cu terase din astea și cu localuri așa printre străduții. E super bună, arată. Da. Pe aici trebuie să mergem. Încă o vale de coborât. Bine că nu-i de urcat. Deci aici pe filmare, dacă te uiți, uite, se vede drept, dar de fapt e în pantă. Da. Am ajuns și pe pod, pe Galata Bridge, unde stau ăștia și pescuiesc pe aici. Pescuiesc acolo, băieți. Avem și o barcă. Ce e asta? Feribot? Nu. Cred. Cred că e cam gol. Aha. Destul de gol. Și asta e Bosforul. Și acolo avem moschea. Ea cred că e Hagia Sophia. Sau aia de acolo e. Știu că sunt multe moschei. Au băieții aici la pește, lângă moschee. Le cerem niște pește, iubi de vin? Da, să mi-l și prăjească. Facă și o mămăie. Aici ne plimbăm pe Galata Tower. Nu prea e trafic în dimineața asta. E miercuri azi. Mamă, cât sunt care dau la pește aici. Dau la pește. Da. Păi ăștia cred că vând de la restaurant peștele ăsta care îl prind pe aici. Sigur. Dar miroase pește așa. E din ăla.
Hai, uite aici, ia. Uite aici peșteșorul. Возвращаясь домой после работы, у этих рыбаков покупают свежую рыбу. И домой несут свежую рыбу отсюда. Așa trec tramvaiele pe aici, la un metru de trotuar. Ce face? S-a oprit. Hai să mergem în față. Nu știu. Ai grijă să nu te agațe de geantă. Te dai cu tramvaie și cu geanta. Stăteau copiii aia agățați de tramvaie. Da, exact. În drum spre moschee, pedalăm. Și aici sunt niște ziduri așa frumoase, nu știu ce. A, cred că aici e... Bazarul? S-ar putea să fie bazarul aici, da. Da, da, da. S-ar putea să fie, da, bazarul. Că are mai multe intrări, am impresia, da, scrie acolo ceva. Gunoiul. Uite acolo pe semnul ăla scrie. Hai că am ajuns, era parc acolo, unde ziceam la semnul ăla. La... e festivalul alelelor. Da, e acum în perioada asta, e festivalul alelelor. Doamne, câte alele! Wow! Hai, trebuie să ne apropiem să vedem. Deci sunt aici după gard. Wow, dar ce frumos arată! Wow, uite cum arată! Mama, astea sunt toate la lele! Wow! De ce? Maxim! Să nu mai zicem Maxim pe vlog! Dar ce frumos sunt aranjate așa! Și ce culori! Mm. Poliția pe aici. Oh. Da. Pe cine l-o căra pe aici? Plimbă prin parc? Pe Barosan? Da. Parcă ăsta e fix în zona asta centrală, acolo pe unde e moscheea Hagia Sophia. Și pe unde e și Grand Bazar. Sunt lalele peste tot. Asta e, asta e perioada anului acum, că nu cred că doar acum sunt lalele, nu? Cât mai sunt? Că după aia nu mai sunt. Oh, astea roșii, cum se văd aici. Oh. Deci sunt multe Renault-uri din astea, cum avem noi.
modelul pe aici prin Turcia, pentru că am văzut o grămadă. Și cald. Wow. Ce bine că mi-am luat sandale. Da, acum s-a făcut cald, vreo 20 și ceva de grade, 20 ceva. Deci casele astea de aici arată genial, sunt lângă moschee. Cât o costă o casă din asta? Neprețuit. Vai, cum arată. Dar ce stil. Eu cred că astea sunt de închiriat. Da, nu, sigur nu sunt de vânzare. Dar arată într-un mare fel. Ia uite, lavanda, Hagia Sophia Mansion. Da. Și moschee e fix aici. Da. Da, case. Aici aș vrea să ne luăm o casă. Da, când o să câștigăm la loc. Dani. Ia priviți, ia priviți. Avem o coadă aici pentru moschee. Wow. Dar cred că o să intre rapid lumea. Ia uite, stau băieții în armați acolo. Puștile. Da. Ne avem un potru. Ne băgăm la coadă, suntem ultimii oameni. Noi suntem obișnuiți cu coadă. Da. Am greșit. Coada asta era de fapt pentru pală. Nu e problemă, ne place să stăm la cozi. Moschee e fix aici în spatele nostru, la, da, era la 2 metri. Uite aici scrie, ia stai să întorc camera ca să vedem pe semnele astea. Avem aici, uite, moschea albastră și moschea, asta e Hagia Sophia, dar trebuie să mergem și la moschea albastră. Și palatul ăla, Tokapi, era unde e coada asta. Hai să căutăm intrarea la moschee aici, să intrăm. Tot pe aici, prin zona asta. Da. Deci asta e Hagia Sophia. Avem acolo îndepărtare și moschee albastră. Suntem aici într-o piață așa, care e fix lângă Hagia Sophia, dar pe partea cealaltă. Deci asta e moschee Hagia Sophia. Și pe acolo se intră. Și acum o să mergem să intrăm și noi. Hai că am intrat la securitate acolo destul de lejer, nu prea de control. Da. Și să filmăm și coada. Coada de la intrare. Oh, ce eșarfă ai, iubidumi, hei, hei. Da. E tot din Turcia, nu? Aha. Ei, s-a reîntors la origini. Am intrat. Aici avem niște vezi că aici nu se intră. Uite aici scrie sau pe aici, ba da, se intră. Și toată lumea stătea îmbulzită acolo. De trebuie ce? Să-ți lași pantofi. Oh, nu cred. Pe bune? Da, desculții. Mamă, nu poți să intru cu ei în mână? Hai să filmăm așa din margine. Miroase a picioare. Oh, mamă, chiar. Ah, ia uite aici. Și eu ceva. Ne-am descălțat aici. Avem ăștia mărat. Hai, dă-i. Dă-i în față. Dar ce mirosuri sunt pe aici, uite pe aici, prin stânga. Și am intrat. Mamă, cât de șmecher e. Uai. Deci pe jos e mochetă. Ia zi, e vede cum se pare. Momentan mă concentrez la picioare. Hai că e super pe jos, e moale, așa.
Mamă, dar ce super arată, ia uite, alea vechi. Wow, dă-te încolo, maxim, maxim. Arată super, ce să zic. Să observăm toate detaliile acolo. Și aici așa e destul de multă lume. Și noi suntem în picioarele goale. Yay! Noi vlogărim aici. Deci suntem aici la Hagia Sofia pe interior. Ia uite, fix sub turnuleț, sub acoperiș. Da. E multă lume pe aici. Mâna mea zice că e un selfie stick. Da. Foarte interesant. O să urmeze Moschea Albastră, să mergem să vedem. Ne apropiem aici de Moschea Albastră. Deci sunt foarte apropiate astea unele de altele, pentru că aici în față avem Moschea Albastră și în spate e Moschea Hagia Sofia, unde avem aici. Hai că trăgeam cadrul cu tine și Hagia Sofia aici, în spate, și aici Moschea Albastră. Care nu e albastră. Ba da, e albastră, se vede albastru acoperișul ăla. De aia îi se zice. Aia. Se vede puțin albastră. Suntem la intrarea în Moschea Albastră. Avem așa un tunel, zici că suntem în aeroport aici. Da, și trebuie să ne descălțăm. Da, gata. Trebuie să dăm jos Adidas și... Gata, operațiunea descălțarea cu succes. Hai să vedem. Wow, asta arată mai ciudat așa. Dar nu știu ce e counter-ul ăla. Ah, da, e în construcție aici. O, dar ce model frumos are. A, zice că renovarea domului a fost completă. O, ce super arată, mama, șmeche. Care ți se pare mai interesantă? Cealaltă? Aici sunt schede, asta și nu sunt. Da. Da, trebuie date astea jos. Ia uitați ce am eu aici. Mi-am luat un porumb copt cu prețul 10 lire. 10 lire, 3 lei. Da, la noi e 5. Da. 5, cred că e și mai scump. Cum e? Chiar să vedem. Un porumb aici spre Moschee. Un porumb. Am ajuns aici la o cafenea super. Dar nu e nimeni. Dar e review-uri bune. Ia uite. Thank you. Stăm aici la măsuță. Ai, 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 ce bine e. Și cu muzică ne dă... Wow! Chiar e maxim aici. Ia uite. Super. E super cafenea asta, dar mă merge, nu e nimeni. Și are review-uri super bune pe... Și e super ieftin. Au și narghilea aici. Mai aici vin doar turiști care sunt. Da. Deci este maxim, maxim. Ne-am luat ceiuțul de după amiază și un cafea la tei. Și stăm și ne relaxăm aici. Aha. No, aici e super.
la canapea. Ia uite ce au ăștia pe aici cu iarbă, cu din ăsta. Mă mir. Cred că de asta are review-uri bune aici pentru turiști din ăștia internaționali. Acum mergem spre Marele Bazar. Aici e o moschee și normal că e nebuneală. E în față asta, bazarul. Aha, mai scump. Da. Aici în fața e intrarea, scrie sus acolo, Grand Bazar. Nu cred că se vede că pentru mare e să dăm un zoom. Da, nu știu dacă e din ala de rode. Hai că trebuie să te ferești de toți ăștia pe aici. Și intrarea în Marele Bazar. Asta e o intrare, sunt mai multe intrări. Uite, trebuie să trecem prin scannerul ăla. Oh, dar nu pare așa aglomerat. Parcă e mai light. Da. Gata, am intrat. Cam așa se prezintă. Oh, foarte, foarte lejerea. Deci, nu știu, poate în zona asta nu e lumea. No, dar vedem. Cum ți se pare? Super! Eu credeam că sunt arabe ca la obor, așa, știi? Păi iau și din alea, dar e mare, trebuie să ne plimbăm peste tot. Asta e alta arteră. Da, deci au magazine din astea cu de toate pe aici. Nu e păi e, acum nu mai e așa aglomerat, dar era înainte cam... Asta e altă parte a bazarului. Ia uite, vând și covoare ăștia pe aici. Aha, da. Oh, ce interesant, pe aici n-am fost în zona asta. Uite, șofran. Alta arteră. Ce frumos este asta. Wow, ce sclipicios. Thank you. Auzi, dacă filmezi, thank you, dacă filmezi te lasă în pace, că să nu te deranjeze. Da. Păi așa pare că... Luăm aici un sandwich-uț în pâine. Wow, ce bine arată frumica. Hai să vedem cât ne cere. You can eat here or take away? Take away. Da, e nebunie cu pâinica asta. Da, cred că e mai bună decât un... Din ala. Hai că filmam după aia. Gata pâinica. Hai că o să bag eu primele guri de pâinică și după aia să mai mănânc tu din mijlocul. E o pâine întreagă. O jumătate de pâine. Dar arată bine, are o umplutură asta de aici. Hai, ia o gură și... Și intră în aventură. Și să-mi zici dacă îți place. Cred că îți place. Alea era la asta? Cum e? Îți place sau nu-ți place? E puțin iute, parcă, nu? Da, uite, are ardei din ăștia. Eu zic că... Nu știu ce sare. Da, pâinea e super bună, nu? Da, e iute. Mie îmi place așa. Încă ne plimbăm pe străzile din bazar. Asta arată foarte interesant aici, clădirea asta. Acum mergem în bazarul de condimente și de astea trebuie să luăm pe acolo.
Mamă, ce interesante se văd geamurile astea de la clădirea asta. Este vechi, de prin 1600. Și am intrat în bazarul cu multe condimente. Da, e diferit. Da. Da. N-au doar condimente, au de toate căști pe aici. O, ăsta e renovat, uite ce frumos arată pe sus. E. Multe. Să filmez și eu bunătățile de aici, uite ce e aici. Aș vrea să mă arunc pe una din fiecare și apoi mă duc la spital. La spital? La spital! Când crește glicemia, tot ce crește. Da, păi ce le-ai, ori de toate. Uite, stai pe ce vii! Deci sunt de toate pe aici, toate, tot felul de dulciuri. Cum ți s-a părut bazarul, iubidobie? Foarte aranjat, frumos. Care ți-a plăcut mai mult? Da, ăsta e tot ăla. Cel cu condimente. Adică ăsta de aici. Era mult mai aranjat. Da, era mai nou, așa. Mai renovat. Bine, dar noi n-am văzut, cred că, decât 10% din ăsta, că mult mai multe standuri din alea. E, normal că aici e țeapă să cumperi. Mamă, ce gălăgie e aici. Gălăgie, gălăgie. Acolo cântă cineva și aici e Bahaos. Merhaba. Și aici e moschie. Suiu. La suc de rodie ceri nar suiu. Nar înseamnă rodie. Da. Și la suc de portocale, portocal suiu. Da. Merhaba și ghiule ghiule înseamnă pa și mai rău teșechiure de rim înseamnă mulțumesc. Teșechiure, dar tot timpul uit când vreau să le zic la ea și tot thank you. Tot thank you le zic. Da. Acum mergem să ne mai plimbăm pe aici, la soare, chiar cald. Da. Super. Vara. Da. Acolo moscheile. Se vede, se văd turnurile, minareturile. Îmi place cuvântul ăsta, minaret. Da, foarte frumos. Ia, hai, mănâncă tu. Ce avem noi aici? Unde-i peștele? E înăuntru, e îngropat. Hai, mănâncă. Like. Oh. Dar eu scam să tur. Asta era pentru tine. Tu ești pofticios. Să vedem, să vedem, să vedem. E ca în Germania? N-am ajuns să la pește. A. Are varză, ceapă, puțin pătrunjel și pește la grătar, nu? E puțin diferit așa. Upsi. Asta e suc de lămâie. Dar e bun. Poftă bună! Hai, am găsit aici niște scări. Deci astea arată mai ceva ca alea din Portugalia. Mamă, ia uite cum arată. Astea sunt cele mai fie. E șmecherie. Hai că ne-am pierdut pe aici, păi în zona asta nu mai e așa de turiști, nu prea mai vezi turiști în zona asta. Mai bine. E destul de localnică. Da. Ce toată înclinația, uite, pe la atins acolo pe aia.
Am ajuns în zona asta, Balat. Ce zona e aici? Cu? Zona hipsterească, ziceau ăștia, deci. Care? Aha. Da, păi mergem să le vedem. Aici sunt niște clădiri așa mai colorate. Și merg de poze și în spate e Bosforul. Da, deci chiar sunt colorate toate clădirile astea aici în zonă. Super aici, chiar frumos, bine că le-am găsit. Nu? Hai să mergem până mai încolo să vedem ce mai găsim. Deci în zona asta sunt clădiri din astea vechi, cum arată asta așa, și sunt restaurate, colorate frumos. Aici se vede perfect, asta din mijloc, partea nu e restaurată și pe părți se văd că au refăcut clădirea, au renovat. Foarte interesantă zona. Ia uitați ce mașini sunt aici. Beetle, numai Beetle. Oh, aici vin mașini de peste tot, uite ce interesant. Da. Ha, ce tare, uite asta e de vânzare? Ori mai merge astea? Mamă, dar ce tare sunt, nu știu de unde le-or fi luat. Ha. Am venit din nou la masă în cartierul ăla colorat. Balat și eu te avem și pisica aici, a venit pisicuța. Și bineînțeles, ne-am luat două ceaiuri, să le zică asta, care e super. Thank you. O apă minerală și un kebab din asta. Nu e minerală, nu? Ia, ce se ascunde sub ăla? Tot kebab. Mamă, chiar e mare. Super. Pafta bună, iubire.